Siu, bine? Nu grăbiți, mai sus? Nu. Da și bine, Siu. Bine. Siu. Tineri, cântați cu noi un cântec vesel, la fel ca voi. Cântec înnoitor, ca unda vie dintr-un izvor. El poartă pe struna notelor zglobii speranțe și bucurii. Ce e mai bun, tineri, un cântec nou vă însoțește ca un eco. Cântec cu ritm vioi în care vă îndeamnă. Nata? Meloman de muzică. Dar dacă faceți puțin timp liber, ne înțelegem. Și ce cauți aici? Ascult muzică, îmi place foarte mult. Dacă ar fi să stau la o coadă, stau la coadă la Diești. De la sector? Nu, 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 umblați mai sus. De la capitală. Am vrut să spun că sunt din capitală. Grecu, organizator de turnee și spectacole artistice. Ați greșit adresa, aici nu sunt decât formații de amatori. Amatori? Vă rog. Ia uzi. Reluăm partea asta. Și tu, Lia, nu mai fă pe vedeta. Cât mai simplu. O să vezi ce succes o să ai mâine la Triumf. La cantina Triumf. Lia, hai băieți! 1, 2, 3 și... Bine, cântați cu noi un cântec vesel, la fel ca voi. Aș vrea să avem succes mâine la spectacol. Orice orchestră de muzică ușoară are succes. Nu e chiar așa. Am auzit că cei de la Triumf sunt foarte pretențioși. Da, da, și eu am auzit. Dacă n-au muzică la masă, nu pot să digere bine. E, nu fi rea, Lia. Nu sunt rea, dar de ce nu cântăm la sala de festivități? Pentru că acolo s-a organizat o ședință de producție. De ce nu cântăm atunci când nu este ședință de producție? După ce o să trecem de faza de sector, o să cântăm și când nu o să fie ședință. Totdeauna ai răspuns la toate. Mergem la restaurant? Măcar o dată să cânte și alții când mâncăm noi. E o problemă. Ce problemă? Păi n-am luat bursa. Poți te adevărați? Numai cu o condiție, să nu mă strângi prea tare. Ar trebui să întocmești un punctaj. Ce am și ce n-am voie să fac. Da, chiar am să fac un. Tu ești în stare. Mergem în parc? Nu-i cam târziu? Mai demult nu era niciodată prea târziu. Uf, bine, mergem. Mergem în parc, ne așezăm pe o bancă, dar stai cu minte. Da, cunosc lecția. Numărăm stelele. 384.744, 384.744... Ei, pe-aia mi-ai numărat odată. Taci din gură că mă încurci. 384... Am uitat unde am rămas. Trebuie să luăm de la început. Eu? 300... Da, unde am rămas? Aha, 384.744. Așa. Hai, zi. 744. Nu vă supărați, e liber. Poftim. 840. Într-adevăr, o deosebită plăcere. Pe dumneavoastră vă cunosc. Vă urmăresc de foarte mult timp de la Steaua Fără Nume. Sunteți Lia Bogdan, solistă de muzică ușoară.
Iar dumneavoastră sunteți Stoian și... îmi scapă prenumele. Stoian Pavel, șef de orchestră, foarte bun organist. Formidabil. Dar de unde ne cunoașteți? Dar cine nu vă cunoaște pe dumneavoastră în România? Vedeți, noi specialiștii care urmărim evoluția muzicii ușoare moderne, adică muzica legeră, beat, pop, top, dop. Nu, asta e altceva. Păcat că nu apăreți în fața marelui public. Mâine avem concert la Triumf. La cantina Triumf. Mi-am imaginat, aici vă pierdeți dumneavoastră, vă pierdeți așa în săl de cantină, vă pierdeți în... Nu vă supărați că vă pun o întrebare indiscretă. Cât, adică, ce, cât primiți pentru asemenea concert? Noi suntem amatori. Imaginați-vă că Tom Jones ar fi fost amator, n-ar fi auzit nimeni de el. Sau, mă rog, dans pe tarul nostru. Valoarea orchestrei voastre depășește limitele amatorismului. Eu, întâmplător, mă ocup de organizarea unor spectacole. Am adus în țară pe Belafonte, pe Dalida, pe Puceanca. Așa? Nu, nu, pe asta m-a dus-o de la țară. Dar ești grozav, dumneata. Am făcut turnee cu Demis Roussos la Jegelia, Videle, Germănești. Astea-s povești. Nu, nu, asta e altceva. Noi suntem studenți. Muzică facem din plăcere. Pavel, și ce fel de program izați dumneavoastră? Programe ușurele, adică concerte ușurele, muzică ușoară, zai, 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 zai. Sau what and what and doggy. Sau bonsoir, beco, pățălui, rucu, pățăluiu. Sau dacă nu trăiesc acum, când să trăiesc? Și credeți că noi am putea da un concert? Bineînțeles. Dar pentru asta este nevoie de o autorizație. Nu, nu, o simplă atestare. E, și asta cum se poate obține? Iertați-mi modestia, tot prin mine. Noi cântăm din plăcere. Pavel! Pe mine mă scuzați. Dacă vă răzgândiți, mă găsiți mâine la ora 10 la oficiul de spectacole prescurtat OSB. OSB. Întrebați de grec. Foarte ușor de reținut. Grecul, da, zic grecul, sigur. Da. Nu, nu, asta e altceva. Oh, 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 ce noroc formidabil. Ce noroc? Noroc că l-am întâlnit pe grec. Mâine, la ora 10, adun băieții și ne întâlnim la OSB. Nu vreau să mă fac muzicant, cu atât mai puțin șușanist. Mă pregătesc pentru examenul de stat. Tu mă iubești? Știi foarte bine că da. Ei, atunci mâine, la ora 10, ne întâlnim la OSB. Alo, alo! Hei, hei! Nu vă supărați, la 10 fix trebuia să fiu într-o... Oh, maestră Dichiseanu, iertați-mă că v-am oprit. Ah, nu face nimic, spune-mi repede, nu prea am mult timp. Spune-mi unde să te duc, sper că nu în Balta Albă. Oh, nu, la oficiu de spectacole. Hai, urcă-te. Și ce căutați la oficiu de spectacole? Știți, eu am o formație de muzică ușoară. Nu știu dacă ați auzit ideea. Se cheamă Mecet. N-am avut plăcere. Ce, ai nevoie de atestat? Nu, nu. Adică vreau să spun... Orchestra e acolo? Nu, nu. Păi, ca să capeți atestat, trebuie să fie ascultat, nu? Da. Ei, și eu am fost începător. Și pe mine m-au ajutat alții. Cu ce vă pot fi de folos? Vă stau la dispoziție. Să-i adunăm pe băieți. Bine. Să treci, Nea Ioane. Mă rog. Mulțumesc. Hei, Cornele, hai, haide, hai. Era vorba doar a două. S-a schimbat programul, trebuie să mergem să luăm atestatul. Ce atestat? Care atestat, mă? Păi altfel nu putem să dăm spectacole. Și până acum cum am dat? E, lasă-mi să-ți explic eu, haide. Să știi că eu până mâine sunt în practică. Nu știu, vorbește cu cineva, spune că te însori, că ai o înmormântare, că ai gripă, nu știu. E târziu, te aștept cu Dichiseanu afară. Cu Dichiseanu? Aranjat să cânte cu noi? Nu, domnule, l-am angajat șofer, domnule. Hai. Tu ești nebun. Da, cred că da. Haide, haide. Maestrul Dichiseanu. Îmi pare bine că v-am cunoscut. Și mie. Cât îi dai? Cui? Șoferului.
Nu văd nimic. Mă ridici? Nu. Dăm cu banul. Steba. Haide, mai sus. Adevăratele raporturi dialectice ale imaginii sunt raționale și nu obiective. Semnul e produsul unei invenții. Semnele plastice se înlănțuie în sisteme purtătoare de semnificații, în memorie și în imaginație, nu în real. Artistul concepe forma în sensul cel mai apropiat de matematician, mai mult ca un cadru de orientare decât ca o... Haide, Radu, hai mai repede! El este chitaristul nostru. Îmi permiteți să claxonez? Numai că nu funcționează. Mie nu-mi rezistă, sunt specialist. Vă salut! Nu vă deranjez. Nu. Bănuiesc că mașina aceea e a dumneavoastră. Da, exact. E foarte bine richisită. Numai că e păcat că s-a interzis claxonatul. Și are un claxon cu un sunet așa de frumos, un si bemolate. Mi-a plăcut gluma cu si bemol. Da, claxonul nu funcționează. Cred că e o defecțiune de fabricație. Chestia asta cu defecțiune de fabricație e o poantă ca în veche. Poate că e numai deconectat. Claxonați numai atunci când vreți, apoi îl scoateți din contact. Și pe urmă nici nu cere prea multe cunoștințe tehnice. Permiteți, da? Îl voi repara eu, că tot trebuie să plătiți 100 de lei amendă. Nu vă supărați. Nu mă recunoașteți? Ba da, știu, sunteți actorul Ion Dichisean. Exact. Puteți fi dumneavoastră și Sebastian Papaiani, eu tot îmi fac datoria. Ați avut dreptate. Nu funcționează. Desigur, am claxonat. Doar... Așa. Te sfătuiesc să nu mai faci ca clac. Vă salut! Sergiu! Sergiu! Până vine Sergiu, aș îndrăzni o întrebare. Îndrăznește. Ați visat vreodată să deveniți actor? Da. Și... Cum ați debutat? Simplu. Când la debut mi s-a părut că le-am plăcut, un eminent mi-a spus absent că n-am talent. Nu ai. Uite așa încep un vis, din nimic, nimic precis, ca o floare de cai, ca un munte din abis. Uite așa încep un vis, ca un vers pe manuscris, ca un mugur nedeschis. Uite așa încep un
titel cu un ghiocel și un cățeluș azliu din pluș cu ochi de tu. Uite așa încep în vis, din nimic, nimic precis, ca o floare de cais, ca un munte din abis. Uite așa încep în vis, ca un vers pe manuscris, ca un munte deschis. Uite așa încep în vis. Hai, Sergiule, că stăm tot după tine. De ce ați venit atât de devreme? Abia am reușit să mă învoiesc. O să-ți explic. Prezintă-te frumos. Maestrul Ion Dighiseanu. O să cânte cu noi? Nu, nu, nu. La formația Mecet sunt pe post de șofer. Vin imediat. Aveți flori? Mii de flori, dar ce fel de floare doriți? Poate crini? Sunt divini și de-abia sunt îmbobociți. Dacă ai lua dumneata, dintre toate ce-ai prefera? Știu și eu, mi-e cam greu, orice floare m-ar încânta. Nu e ca floarea cuvânt, mai gingaș pe întregul pământ. Flori minunate comori, bucurii îmbrăcate în culori. O pansea? O lalea? Trandafiri, garoafe, bujor. Alb liliac? Roșul mac. Sinfonii în zeci de culori. Ați ales? Am ales. Dacă vreți, le pot expedia. Chiar puteți? Dacă vreți. Eu le-am luat pentru dumneata. Aș avea o rugăminte. Da. Sunt voiți pe Lia mai devreme. Trebuie să repetăm. Da, mi-a spus Lia. Lia! Da? Ești așteptată. Mulțumesc. Vine repede. La revedere. Ți-am mai spus, în magazin te mai uita așa la mine. Cum adică? Așa cum te uiți. Până la urmă o să creadă lumea că ești îndrăgostit de mine. Păi sunt. Nu vă supărați că nu m-am prezentat până acum. 711, Jetax. Formidabil ce semănați cu Ion Dichiseanu. Este groaznic când semeni cu cineva. Un artist trebuie să semene doar cu el. Și dumneavoastră cum ați reușit această performanță? N-am spus că am reușit. Deocamdată vreau. Vreau să semăn doar cu mine, nu cu altcineva. Orice o fie, știe tine, nu-i nimic de ea. Vreau să semăn doar cu mine, e ambiția mea. Vreau să semăn doar cu mine, e foarte normal. Dacă te imit pe tine, sunt un papagal. S-a maimuța aia Judy dintr-un serial. Dacă imiți cumva, nu ai încotro. Ești ca și copia de la Indigo. De-abia o te slușești, nu poți să o citești. Și orice fii sau orice ești, de imitat să te ferești. Dacă ai glas mai răgușit, un aznavur n-ai devenit. De te-ai coafa la fel ca ea, nu te preschimbi în talidat. De aceea vreau să semăn doar cu mine, nu cu altcineva. Orice copie știi oricine, nu-i nimic de ea. Vreau să semăn doar cu mine, e ambiția mea. Vreau să semăn doar cu mine, e foarte normal. Când imit oricât de bine, nu-s original. Și atunci râd toți de mine, ca de un papagal.
Hai, Lia. Mulțumim. Mulțumim, maestre. Succes, succes, băieți. Mersi. Succes. Ce mai s-a putut frumos, maestru? M-ați cam pus pe gânduri, credeam că nu mai veniți. Dacă am promis, dar sper că totul e aranjat. Noi am ieșit din producție. Aranjat greșit spus, e super aranjat. Ăștia de la OSB când aud de mine tremure. Stau drepți ca la armată. Eu pentru ei sunt un idol, sunt un mit, sunt un par de mit. Poftim? Nu, nu, asta e altceva. Să mergem. Bineînțeles că o să mergem, dar o să mergem în șir indian. Cam o convenție cu portarul și facem câte un semn în spate. Ia faceți după mine. Așa, cum, da, așa, ați înțeles. Așa, asta așa înseamnă că noi suntem noi. De ce? Putem fi luați drept altcineva? Bineînțeles. Fiecare orchestră are personalitatea ei. Și eu asta vreau, să nu fim luați. Poftim? Drept altcineva. Ia-ți. Eu o iau înainte. Deci suntem... Păi cum... Bună ziua! Voi stați aici. Eu aranjez și... Bine, bine. Felia! Mitica, ai încolțul ăla, că aici n-am spațiu. Gata, maestre! Ofelia, du-te la mănăstire! N-ajungem la rând nici pe la sfârșitul trimestrului. E, ai și tu un pic de răbdare, aranjează Grecu. Bine că te-am găsit, maestre Grecu. Îmi datorez 400 de lei de la turneu, de la Slobozia. Două ore am înghițit Sebi și ai plecat așa și m-ai lăsat, am plecat cu autostopul la București. Nu, dar nene, Adolfo. Rudolfo. Ei, Rudolfo, Adolfo, acum mai contează numele când e vorba de bani. Știi că pentru Slobozia nu am avut autorizație. Ne scoatem noi pârlea la altă dată. Am venit. Nu trebuia. Ai studiat destul? Da. Fermecătoare, iubito. Nu, 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 mai studiat destul, lasă, nu cânta. Vii luna viitoare altul. Grecul ăsta n-are nicio putere. De unde știi? Faci atâta agitație fiindcă e vorba de cariera mea. Tu nu înțelegi că nu vreau să mai cânt numai la cantine? Ofelia, du-te la mănăstire! Uite, vezi, Grecu rezolvă, ți-am spus. Nene Adolfo. Rodolfo? Mă rog, uit mereu. Credeți-mă, nu am la mine decât 46 de lei. Bunșe! Da. Da. Să trăiți, domn Plutonel. Mă rog. Bilete, țineți. Bilete. Pentru Traviata... Pentru Constanța, dacă s-ar putea. Du și îndărât. Nu înțeleg. Neapărat și îndărât, că doar nu o să rămânem pinainte. Măi! Poftiți, intrați. Hai, mă. Altul. Altul. 21. Altul. 39. Poftiți și dumneavoastră. Iar ai venit. Am adăugat 3 note. Îmi permiteți? Parcă e mai bine. Încearcă pe tonuri înalte. Dumneavoastră? Cu muzica. Muzica. Poftiți. Poftiți, aveți un pian acolo. Am. Cing din vântul melodii, pe-ntreg pământul melodii, din miază noapte, miază zi, răsună melodii. Frunzele seara, melodii, ciocănitoarea, melodii. Chiar și micuțul colibri, îngârnă melodii.
spus portarului să nu-i dea drumul. Ei, s-a stricurat. Spune că sunt la Pitești. Ce spune balul? Melodii. Copza cavalul? Melodii. Din miez de noapte, în zor de zi, alergă melodii. Prin închetoarea? Melodii. Râul și marea? Melodii. Chiar și tic-tacul inimii vibrează melodii. Dacă unii s-ar fi auzit melodiile cântam formație negreșit cu sirenele. Repede chitara, melodii. Treia fanfara, melodii. Să ne întrebăm cum am trăit din acei melodii. Altul bagă-n spătarul. De unde oare ai venit? Din ce minune, din ce vii? Dănuț! Imitație foarte slabă. Altul. Dumneavoastră sunteți directorul oficiului? Nu, cetățene, tovarășul director nu-și pierde vremea cu fleacuri. Pentru asta sunt plătit eu. Și totuși cum am putea fi audiați de el, știți? Noi suntem din partea tovarășului Grecu. Chiar dacă ați fi din partea tovarășului Turcu, tot eu răspund. Eu dau aprobare. Ah, da. Bănuiesc că noi nu primim o astfel de aprobare. N-aș fi bănuit că ești atât de perspicace. Altul. Bună ziua. Să trăiți? Păi dumneata ai atestat. De stat? Nu e musai de stat. Dă-ne matale bilete că ne descurcăm noi. Dar dacă ar fi vorba de stat, măcar pentru ăsta micu, ce ar trebui să fac? Camielul știe. Ulele, face șcalupul dacă e nevoie. Ia fă-mă camielul. Niciune. Ce a spus directorul? Nici nu ne-a primit. Ce faci? Nu m-a primit? Mă duc să-l aranjez. Păi cine să aranjeze dacă nu e aici? A, nu e aici. Înseamnă că nu pot să-i fac nimic. Și să mai ai încredere în secretarele astea. Asta mi-a plăcut. Portarul știa că noi suntem noi. Da. Iar secretarul, dimpotrivă, era convins că noi nu suntem noi. Și? Pe mine nu mai contați, eu m-am plictisit. Păi sigur, când e vorba de cariera mea, întotdeauna te plictisești. Lia! Gata, terminați și nu vă mai certați. Cearta e ca o travă, ca veninul, ca pelinul. Poftim. Nu, asta e altceva. A fost o mică neînțelegere. De-aia de sunt cu voi. Să le rezolv? Aveți o fisă cumva? Da, n-am decât o hârtie de 10 lei. De 10 lei? Merge și asta. Eu mă duc și... Alo? Cu tovarășul director. Cum? Nu e nimeni acasă? Alo? Alo? Etica închisă. Alo? Deschide, domne, telefonul. Ce? Sănătate. Tovarășul? Nu vă supărați, vreau să mă duc până la tovarășul director. Artist? Vai, mă simt jignit. Mă arăt eu chiar așa de prost? Sunt un nepot de-al doilea după un văr de la prima căsătorie. Cu domiciliu stabil în Odobești. Vă zice ceva localitatea asta? Odobești? Strugure, zeamă de strugure, damigiane, restul fetească, sec sau demisec. Am înțeles să trăiți. Sunteți o rudă particulară. Căutați la casă Ionunescu, strada Florilor 22. Strada Florilor 22? Îți mulțumesc. Aveți de la mine... imediat. Adică nu. Aveți o primă de încurajare. Încă o dată. Lia! Vreau să... Lia, am venit să... Sunt în timpul serviciului. Nu discut chestiuni particulare. Doriți ceva? Da. Trei garoafe. Roșii. Da, nu. Nu din acestea. Din acelea, din vitrină. Mai boboci n-aveți? Boboc n-avem. Suntem așteptați la Triumf. Lia, ascultă-mă! Bună ziua! Gale aveți? Da, sigur. Câte doriți? 5 bile. Da, imediat. Vă termin imediat. 15 lei. Mai doriți ceva? Încă 3 garoafe, tot roșii. Și tot din vitrină. Da, 15 lei poftiți. Boboci n-avem. Nu contează.
Acestea vă convin? Totul îmi convine. Numai refuzul tău nu. Ascultă, Maria. Lucita, adu-mi, te rog, două coșuri pentru vitrină. Da, da, din acelea. Altceva. Gândește-te, sute de spectatori. Altceva mai doriți? Încă trei garoafe, tot roșii și tot din vitrină. Credeți că o lămurește? Eu știu. Lui Pavel nu-i rezistă nimeni. Nu e vorba numai de mine, ci de întreaga formație. Un an de repetiții, gândește-te, Lia. Poftim. Mai doriți ceva? Trei garoafe, trei garoafe, către tine duc dorul meu, care-ți spune vorbe bune, mai frumos decât aș ști eu. Trei garoafe, trei garoafe, flori iubite de îndrăgostiți, vor să fie o solie, curarea fiți fericiți. Nu e ca floarea cuvânt, mai gingaș pe-ntregul pământ. Flori minunate comori, bucurii îmbrăcate în culori. Trei garoafe, trei garoafe, albe, roșii de porțelan, delicate autografe de-al iubirii veșnic roman. Trei garoafe, trei garoafe, prin petale azi ne unesc. Trei garoafe pentru tine, ca să-ți spună că te iubesc. Poate au și început să repete. Vine. Păi și Lia? Mă lasă responsabilă. Florile? Le-am cumpărat să o înduplec, dar când am văzut că e tare pe poziție, nu le-am mai dat. Și cu Triumf ce facem? Nu știu, o să ne scuzăm. Ce o să se bucure cei de la Triumf? Urcăm pe scenă și le spunem așa. Știți, solista noastră nu cântă la cantină, are crize de vedetism. Hai, lasă și tu, nu de ce să las? Am o soluție. Eu i-am crescut, tovarășico. În curând vor fi mari. O să-i vedeți la televiziune, la sala Palatului, la sala Polivalentă, la... La sala merge și puțină murătură. Pot să iau puțină murătură? Lumea ceasul iarăși s-a oprit. În zadar mă uit mereu la mine. Bine, bine, treci un împlinit. Zilele adorm în calendar. Dar la sfârșit de săptămână, în ziua când ne întâlnesc, le rog să mai rămână. Orele fug, se tot grăbesc. Dar la sfârșit de săptămână, în ziua când ne întâlnesc, oricum le rog să mai rămână. Orele fug, se tot grăbesc. Orele fug, se tot grăbesc. Măi, băieți, sunteți mari, măi, mă plec în fața voastră. Orchestra voastră sună formidabil. Sună ca o Schaffhausen, ca o Omega, ca o Telega, ca asta e altceva. Lasă asta, ce-a spus directorul? Ce să zic, m-am dus la el și zic... Ua! Și el? Și el a zis că vrea să vă vadă. Cum, și n-a fost directorul în sală? Păi n-a fost în sală, că după câte știu nu e abonat la cantina asta. Servește masa în oraș. Dar diseară mi-a spus că vrea să vă vizioneze. Vrem să-l luăm de acasă. Stă pe strada Florilor 22. La ce oră? Asta e treaba mea. Până atunci voi trebuie să vă amenajați sala. Ce sală? Păi o sală demnă de prezența lui, de pildă Teatru Fantasio. Vă duceți la reprezentație, vă culturalizați și după spectacol rămâneți acolo. Și dacă nu ne lasă? Cine să nu vă... Portarul? Lasă că am aranjat eu. Faceți semnul cu... Și rămâneți. Dar măcar diseară veniți sigur sau... Sigur, e puțin zis. Mă jur să pierd la table dacă nu viu. Luați-o pe aici. Și nu-l bruscați că e om de artă și e sensibil. Țineți-l, mă, și voi de ambele picioare, mă, de aia să agit așa, nu vedeți? Săracu. Mișcați-vă, măi, mai repede, că trebuie să începem. Nu-l desfășați până nu vă spun eu.
Ofilitul ăsta e directorul oficiului de spectacole? Desigur, desigur, a venit să vizioneze spectacolul. Da? Da. Și de ce era să faci o rată în pături? Păi răcit și medicii au recomandat aspirine, pleduri, multe pleduri pe el, știi? Și gura de ce ți-a stupat-o? Păi a stupat la gură ca să nu răcească. Curentul, se teme de curent, curentul intră și pe gură. Ce dracu, parcă nu te pricepe la medicină. Dați drumul la spectacol. Bine. București, iubiți, să ne trăiești. M-ai privit cu drag, cu mult drag, al vieții prag, vieții prag. Și mi-ai spus, bine ai venit pe lume. Tu m-ai ocrotit, ocrotit. Mult mi-ai păzit, mi-ai păzit. Bucureștiul meu mult iubit, iubite. București, 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 da, da. În fiecare piatra ta e un crâmpei din viața mea. Iubite, București, 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 da, da. Capăt frumosul din povești să ne trăiești. Capăt frumosul din povești să ne trăiești. Ai mins pe alei, pe alei, pom flor de tei, flor de tei. M-am dus la prima întâlnire și apoi la șosea, la șosea. Ai aprins o stea mică, pentru prima dragostea mea. Iubite, București, București, București. În plete ai argint de nea, dar tinerăție inima. Iubite, București, 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 da, da. Cu bucuria numele să-ți îmbrățești, să crești mereu în fruntea țării București. Cine n-a trăit, n-a trăit, ceasul de-a sfințit, n-a sfințit. Când în cișmigiu a prins magnolii, când o macara, macara urcă parcă-ar vrea, parcă-ar la revers să-ți spună o stea. Iubite, București, București, București. În plete ai argint de nea, dar tânărățe inima. Iubite, București, 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 da, da. Cu bucuria numele să-ți îmbrățești, să crești mereu în fruntea țării București. București, București. Faceți-l lejer. Aprinde lumina. Stimate tovarășe director, ne pare rău că am fost nevoiți să recurgem la acest mijloc ca să puteți audia această orchestră. Dar sunteți atât de bine păzit că nimeni nu poate să ajungă până la dumneavoastră. Sperăm că v-a plăcut programul. Poftim? Uite-mă că n-are antenă. Acum spuneți din nou. Dacă v-a plăcut programul, că eu trebuie să fac un turneu în țară cu băieții. Mi-a plăcut cum v-ați mișcat. De auzit, din păcate, n-am auzit nimic. Uite că se încălzește instalația. Vreți să repetați programul? Nu. Și cred că s-a făcut o mare greșeală când ați fost numit director al oficiului de spectacole. Ce e asta? Instituția care dă autorizația pentru concerte. Nu sunteți Ion Ionescu, directorul oficiului de spectacole? Mă numesc tot Ion Ionescu. Directorul oficiului de spectacole locuiește la etajul 2. Bună dimineața, știu cum te cheamă, Dalia. Nu. Nu? Te cheamă, nu greșesc acum, Violeta. Nu. Nu? Astăzi sunt chiar așa de prost inspirat. Unde e Madame Cactus? E vorba de mine? Vă rog să mă iertați, să văd mânușițile. Nu, ziua. Știți, și eu admir florile, îmi plac, dar nu le cunosc pe toate. De pildă, ce floare e asta? Ochiul boului.
Mă rog, eu aș vrea să vorbesc cu Lia. Dar cine ești dumneata? Dacă vă spun cine sunt, că dețin trei flori. Eu sunt Grecu, Grecu, antreprenor. Nu, 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 asta e altceva. Impresar. Îmi pare rău, n-am auzit. O să auziți, pot să... Da. Lia? Un moment! Nu, 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 nu. Mă duc eu. E o chestie profesională. Bine, poftiți. Tovărășico, jur, lucrez în branșă de ani de zile. Mai am puțin și ies la pensie. Vocei ca dumitare n-am auzit. E, lăsați. Dăm un concert așa de încercare, fără autorizație. Nimeni nu ne va întreba dacă avem sau n-avem ceea ce ar trebui să avem. Tipărim afișe și o să fie un concert de o să ducă vestea. Vestea. Să știți că băieții nu vor. Dar îi lămuriți. Nu mai vor și gata. Și în special să-l lămuriți pe acela înalt, blondul acela șaten, nu știu cum e, că am observat că vă face curte. Aia. Păi da, de odată trebuie să faceți la el ceva așa. Ei, dar nu-mi permit. Ce cu... Odată. Eu să știți că din problema asta iese și ceva, cel puțin o să câștigăm ceva. Eu vă aștept sâmbătă la ora 5 la bariera Vergului. Să știți că se va televiza. Haideți. Ce cu salvarea asta? În vagoane. Hai sus, sus, sus. Urcați, urcați. Hai, repede, repede. Binge Olga mai în fund. Binge Olga mai în. Hai, forțează și tare. Întârziem, dragi, întârziem și nu e bine. Vă spun cinstit, n-am mai avut vreme pentru afișe tipărite. Efectul ăsta durează 2 săptămâni. Dar la talentul vostru să știți că eu nu am nevoie de afișe tipărite. Nu? Nu. Merg astea de mâine perfect. Și atunci de ce merge cu salvarea? Costă mai puțin. Și în afară de asta, asta e o mașină cu baftă. Să ai baftă și șansă la noroc. Ah, dacă aveam și eu noroc. Mă ascultați un pic? Ah, ce tragedie dacă în viață șansă n-ai. Ah, și vai, vai mie, chiar peste cap poți să te dai. Toate-s inutile, deși talent de micucarul am avut. Dar, neavând pile, de la debut mi-au pus ștampila de rebut. Ca să pierd contractul cu Beatles și care tocmai mă ceruseră să le întăresc formația. Ei, nu mai spune. Să-i mor. Șabada-ba-da-ba-da, vai de măiculița mea, nară-nară-nară-nară-nară. Chiar televiziunea m-au invitat de multe ori pentru emisiunea cea cu vedete reflector. Am luat și-o cupă la un concurs unde uitase cineva și... La un timp după mi-a oferit rol de împărat cine cita. Că zice că am față de roman. Șabada-ba-da-ba-da, vai de măiculița mea, nară-nară-nară-nară-na. Ah, ce tragedie că până la urmă m-au luxat. Ah, și vai-vai mie că și de canto m-am lăsat. Ah, cu brită soartă, să știi de ce mi-a fost talentul în zadar. Că n-am avut baftă să am și eu pe unul ca mine, impresar. Pe mine m-a sărit impresarul lui Brigitte Bardot. A spus că s-ar fi sesizat ea că am contrastul prea mare și o întunec. Da, auzi. Șabada-ba-da-ba-da-ba-da, vai de măiculița ta, nare-nare-nare-nare-nare-na. Noroc, noroc. Doriți sarmale? Un moment. Da, la baghet. Bine, avem și pui. Pui sunt de avigula? Nu, vai de mine, de curte. De curte, de casă, da, de scuze. Da, da, da. Oh.
Mititelul cum arată. Vă rog, pachet. Pachet? Da. Gurita? Imediat. Gurita! Gurita! Haide cușul! Mă, grăbiște-te! Bă, da, faia cu Ialomița o știi? Păi cât de rapă, Ialomița! În sfârșit, dai și tu un concert, Lia. Bagă Ialomița că ăștia ne bat. Las cu mine. 1, 2, 3, 4. Baie verde, făica vița, când eram pe Ialomița. Verde și o surcea, colo Ialomița mea, mă iubeam cu cineva. Verde de meu, când eram în satul meu, o vovo și alale. Asta ți-o pun ca așa obiceiul. Nașule, bani. Mă, da grăbiti. E, lasă-mi. Uite, eu știi, am fost puțin ocupat, dar ți-am pregătit 20, 21, 22, 23, 24 și 5. Așa. Păi n-am înțeles, am vorbit odată. 5 de căciulă, nu? 5 o 5 fac 25, tu și copiii am... E, 5 căciuli și o pălărie. De ce, dar dumneata ești muzicant, ce? Meloman, fără mine nu se scoate o notă la solo. Hai, da, hai, mai bagă 5 că nu greșești. Hai, mă, că-ți mai bagă, te cunosc de când erai mic, erai tu. 3, 4, 5, păi stai bun aici. Ia zi-mi, care-i cel mai scurt drum să București? Nu, l-a lăsat de drum. Bă, ca n-ar fi lăsat bani de autobuz. Până n-a apărut acest imbecil de grecu, totul a fost bine. De atunci n-am mai repetat, iar tu te-ai certat și cu Lia. Uite cine vine. Și ne mărim de ce n-a venit, mă. A zis că filmează la Sergiu Nicolaescu. Ia auzi, ăsta mi-a toți artiștii. Măi, băieți, asta-s metode barbare. Lasă-mă să-i dau măcar una. Dă-l încolo. Vezi? Așa rezolvăm noi totul cu dă-l încolo și cheluțele înfloresc ca maci. Să vedem ce vrea. Oh, mă, băieți, mă. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat, vă jur, regret. N-am crezut, n-am știut că e vorba de o nuntă. Era vorba de o sărbătoare, de o aniversare. Dar ce vreți, așa e la țară? Sfânta Marie mică, Sfânta Marie mare, mai un tăia de moți, un botez, nașul mic, nașul mare, se mai face și cheta, nașareta. Poftim? Asta e altceva. Și banii? Da, ce fel de bani? Păi noi pe ce-am cântat? Pe sarmale? Ei, cum nu v-au plătit? Nici tu n-ai luat banii, dragule. Să plătească de două ori? Mi-a spus nașul că ai luat 3.000. Pe 3.000 am luat partea mea. Hai, întinde de aici. Stați, mă, băieți, mă, nu luați așa, mă, stați să analizăm. Mai ducem tratative, nu? Eu am toată intenția să vă ajut. Să luăm atestatul, nu? Atestatul? Aul? Păi voi nu v-ați auzit niciodată, mă. O chestie vă se sună ca un trabant. Nici pentru o șușane nu sunteți buni. Apucați-vă de o meserie ca lumea, mă, băieți. În producție, poate, vă recuperați, faceți ceva. Vă nici ca amator nu sunteți ceva. Mă, da, vino mă încoace dacă ai curaj. Iată că vine. Unde să mă duc? Vedeți că am avut dreptate? În loc de bună ziua, trebuia să-l pleznesc eu. Așa trebuie. Ați auzit ce a spus? Că nu suntem de atestat. E bine, de-abia acum vreau să luăm atestatul. Să-l văd și să-l rup. Dacă n-am convingerea că sunt bun, bag piciorul în tobă. Te deranjează părerea acestui imbecil? Mă interesează părerea altora despre noi. Și eu vreau să fac verificarea asta. Află că și eu. Așa. Ați înnebunit cu toții? Să punem la vot. Până acum așa am rezolvat toate problemele noastre. N-am încotro, mă supun. Deși facem o prostie. Filia? O convingi. Cum? Asta e treaba ta. Bine. Și la director cum ajungem?
Am o idee. Eu am pregătit ceva foarte interesant împreună cu compozitorul. Da. Să-mi dați voi să-mi drec glasul. Da. Mulțumesc. La la la. La la la. Mai sus puțin. La la la. E bine? Altul. Mulțumesc. Am terminat instalația. Am spus altul. Nu altul, eu personal. Unde este directorul să-mi scălească bonul acesta? A, dacă îi scălesc eu. Nu, 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 dacă nu îi scălește directorul, demontez toate telefoanele. Am ordin. Cum o să demontez telefoanele tovarășul? Tovarășul directorul la Constanța, să audieze opera. Am înțeles. Mergem la Constanța. De unde bani, de unde bilete? Ei, lasă, asta aranjez eu. În orice caz, în două zile trebuie să fim la Constanța în tabără. Auzi, știam că trenurile spre Constanța pleacă din Gara de Nord. Al nostru nu. E un tren special. Ah, de-aia n-avem bilete. Auzi vorba la grec. N-ai atestat. Adică călătorești în picioare până la Constanța. De-aia spune-mi tu. Tu ce zici? Ne dă bani dacă ne dăm un spectacol? Eu zic că dacă ne dăm un spectacol, îi rămânem datori? Nu te pricep la economie. De-aia spune mie dacă ești băiat deștept. Cum aflăm noi când ajungem la Constanța? Păi, eu zic să ne dăm jos în fiecare gară. Așa. Și bem apă. Când om da de apă sărată, înseamnă că am ajuns. Haide, mulțumesc. Fii atent la mine aici să vezi cum mă descurc. Dar unde mergeți, bă, băieți? La Constanța. Dar ce ați găsit de râs? Pe greșire strinu. Zi. Ăsta merge la Craiova. Jos, repede. Hai. Ține. Ia toba. Ia-mă. Uite orga. Hopa. Așa. Ține-o. Așa, hopa. Hai. N-agă pe fără roșii deloc. Dacă, bă, crezi că ajunge la Constanța? Ajunge, sigur, spune-o. Vă place ritmul ăsta? Thank you.
Ți-e somn? Nu. Ți-e frig? Nu. Pot să fac ceva pentru tine? Da. Să mă lași în pace. Culcă-te. Mi-e frig. Învelește-te. Iar nu poți face nimic pentru mine? Ba da. Și mai știu și un cântec de dragoste. L-am compus pentru tine. Ca să-ți spună ce-am de spus, eu un cântec am compus pentru tine. Pentru tine văd azi marea în culoarea gândului și văd noaptea ca o taină. Ce sunt haină visului, pot crâmpeie de idee, într-un tot să le împlinesc. Fac din iarnă primăvară, numai fiindcă te iubesc. Ca să-ți spună ce-am de spus, eu un cântec am compus pentru tine. Crezi că o lămurește? Am ajuns, băieți! Am ajuns? Chiar am ajuns? Unde? A, nu! Suntem abia la Fetești. Fraților, până la Pontroxim mai mult. Eu fac o baie de probă. Să care instrumentele. Urca, da? Te aștept. Mă las de muzică, mă duc la olimpiadă. De ce? Oh, ce căldură e astăzi. M-am plictisit. De când sunt cu voi, în loc să cânt, mă țin de turism. Știi unde e agenția CFR? Știu. Condu-mă, te rog, ți-o trenul spre casă. Vrei să pleci? Bineînțeles, am mai spus, m-am plictisit. Nu se poate. Hai să vezi că se poate. Și n-ai putut să o convingi? Nu. Am o propunere atunci. Îmi faceți rol de o perucă și cânt eu. Și de pe mari, de pe întregul litoral. Taci tu. O să avem succes, sigur. Da, ce, ideea nu-i rea. O fată la baterie, voce groasă la cuslaru. Știi de ce pleacă Lia? Cred că s-a plictisit. Da, dar nu de muzică. De tine.
S-a plictisit de mine? Mm-hmm. Ești un papă lapte. Fii și tu mai bărbat. Am citit un roman în care unul ca tine se schimbă peste noapte. Ea devine cu minte și ascultătoare ca un bebeluș. Crezi? Și ce să fac? Știu eu, când iese din agenție, să te vadă sunt de vorbă cu o fată. Noi îi spunem că vrei să o iei solistă la formație. Se cumințește Lia cât ai zice pește. Uite, intră în vorbă cu fata care vine. Tovarășe, nu vă supărați, n-ați vrea să fiți solistă? Măgarule, nu ți-e rușine? Vrei să chem miliția? Păi nu așa. Ia-o mai frumos, spui să rămână, spui că îi faci buletin de București și o întrebi pe unde vine portul. Ea te întreabă că de ce vrei tu să știi pe unde vine portul, tu spui că eu, compozitor, lalele, inspirație și uite așa, din vorbă în vorbă, o iei de mână, te vede Lia și... Și? Și atât. Uite că vine una mai domestică. Stai așa. Nu vă supărați că vă deranjez. Nu știți care este drumul care duce spre port? Ba da. O las drept înainte și a treia stradă la stânga duce spre mare. De acolo nu mai e mult. Dar strada vântului... Auzi? Cine e fata? O fostă colegă de-a lui Pavel Conservator. Acum e aici la Constanța. Vrea să o angajeze să cânte cu noi. Și de ce dă de mâini? Păi, cum să-ți explic? Îi verifică mișcarea scenică. Da... Să știi că e o fată foarte bună și are o voce senzațională. Da? Da. Ei, ce zici? Am fost mare, nu-i așa? Lia s-a dat pe brazdă. Cred că ăla care a scris romanul era prost documentat. Lia a avut o reacție exact inversă. Tango-ul CFR. Nu este greu, tango-ul CFR. L-au învățat pe de rost peroanele. Are același vechi refren. Vine un tren și pleacă un tren care aduce despărțiri, împăcări sau regăsiri, năzuințe împliniri. Un tren e un tango pe drum de fier, fie arșiță sau ger. Un semnal de semafor care a dat de atâtea ori drum deschis pentru un dor. Tango! Alo, ce-i scandalul ăsta? Dumneata nu vezi că acolo scrie păstrați liniștea? Tovarășul nu știe carte. Dar dumneata știi? Eu nu mă uit într-acolo. Lungi așteptări, tango-ul începe. Brățișări, tango-ul ce fere. Flori și visări, tango-ul ce fere. Mii de gări, e tango-ul ce fere. Are același vechi refren. Vine un tren și pleacă un tren care aduce despărțiri, împăcări sau regăsiri, năzuințe împliniri. Un tren e un tango pe drum de fier și de ritmul lui scel. Uite supărarea ta și rămâi în viața mea, stai cu mine, nu pleca, tango. Ce faci, rămâi? Nu. Atunci, pentru că toți suntem la capitolul CFR, schimbăm macazul. Ce demeste, știi el ce face? Au, au!
Aici este directorul OSB. Și noi cum intrăm? Cumpărăm bilete. Cu ce? Că banioc. Moment, băgăm metoda Grecu. Și cine o să rămână ultimul? Nu știu, să se descurce. Hai. Ce, noi nu suntem buni să jucăm în Carmen? Hai, hai. Don José! Începe spectacolul! La scenă, Don José! Unde o frate, omul ăsta? Don José! Don José! La scenă, hai! Nu pot! Păi trebuie să nu stai atent, tovarășe! Directorul OSB-ului în sală, publicul în sală, spectacolul nu se poate amâna. Eu am plecat acasă să mă culc. Și eu la poliție. Și mai terminați cu băutura! Pardon? Rece! Dan Spătaru. Mă duc să-l iau pe Dan Spătaru. Dan Spătaru! Vasile, adu-o recuzita! Ochi nevedit! Repede, repede, repede! Ușa, uitați-o! Hii, frumoase! Hai, ce stai? Îmbracă-te! Iar tu vezi să nu cumva să semâne spectacolul. De ce este ligă? De ce este ligă? Că e foarte simplu. Ești în fața cortinei și anunță din motive tehnice, spectacolul se amână. Asta e tot. De ce tocmai eu? Pentru că ai avut ghinionul să-mi ieși în cale. Hai, hai, du-te! Onorați spectatori, spectacolul din această seară, din motive tehnice, se amână. Cu 3 minute. Uite ce pantalon. Vai, Radu, ce cipirică frumoasă ai. Da, cu ciucuraș. Strugurași, da. Da. Bă, sunt ciorapii lui Lia, mă, ce faci? Care? Eu nu am mai purtat tocuri până acum în viață. Ciorapii, mă, ciorapii. Bună seara, maestre. Bună, Georgescule. Ai auzit? Hai, lasă. Ne cunoaștem de 10 ani și tot nu-mi ține minte numele. Sper că o să vă placă spectacolul. Este o montare complet nouă, modernă. Bănesc. Lipsești de la o singură repetiție și nu știi ce schimbări s-au mai făcut. Vor să-l impresioneze pe directorul de la OSB. Încă n-am văzut Carmen la chitări electrice. Am auzit că în America Traviata se cântă numai la contrabas. Așa că ce să mai... Te atezi la orice. Și acel ce nu mi-a spus nimic, acela mie mi-a plăcut. Rarie pasăre e amorul, ce-mi las nu pot ușor să prins. În zadar o tot ce mintuna și las într-una întins. Nu poți să stăpânești, unde nu sunt dragă, tu ești drag. Și de mi-ești drag să te ferești, să te ferești. Unde nu sunt dragă, de nu sunt dragă, tu mi-ești drag să te ferești. Și de mi-ești drag, și de mi-ești drag să te ferești. Amorul iubit, copil primer, ești nu poți să-l stăpânești. Pentru un sunt dragă, tu ești drag. Cine mi-ești drag să te ferești. De nu sunt dragă, de nu
drag tu să te ferești. E un spectacol formidabil. Da, da. Oreador, oreador, femei frumoase te vor admira și dragostea lor va fi de-acum a ta. Oreador, oreador, va fi de-acum a ta. Oreador încadă, oreador, oreador, femei frumoase te vor admira și dragostea lor. Ajunge! Nu, 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 nu. Uite, uite, mai am unul. Uite, ăla care se sparge acum. Care? 384.000. M-am săturat să număr. Și eu. De azi înainte numeri tu. Eu? 384.000. Nu, am încurcat. 384. 384.000. Mă, eu nu mai înțeleg nimic. Dacă tot am avut succes, de ce nu ne-am dus la directorul OSB să luăm atestatul? Păi am luat atestatul. Când? Unde? Cum arată? Atestatul nostru a constat în aplauzele publicului. A, am înțeles. Am cântat Carmen degeaba. Chiar ai crezut că Greco ne face rost de atestat? Atestat de o comisie, nu o persoană. E, dacă nu pierdeam timpul cu Grecu, am fi fost mai bine pregătiți. O fi chiar doare, da? Ia, băi, chiar am tândul la fantazie, o știu bine. Bagă parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Da, intră, nu, du-te, venite. Lasă strofa, intră strofa. Anton, dai drum, gurițe. Dacă nu ne trezeam la timp, puteam fi noi microbuz. Da. Azi program la alegere. Nu? Cum nu? Uite-te pe avizier. Repet un ansamblu de dansuri. Și ce dacă? Malul mării e liber. Ce o să cântăm la faza județeană? Melodia asta. Au pornit înspre zări. Sus, în eter, se mulțesc într-un stol. Fug către cer și dau lumii ocol. Pe strune de vânt dau glas bucuriei. Din inimi uscul, prin os schimbat într-un cânt. Sunt sol pe pământ ai prieteniei. A tot ce e bun și nou din suflet eco. Pe strune de vânt dăm glas bucuriei. Din inimi prețios atom de ver și cuvânt. Unim pentru om al prieteniei. Bucuria tinereții, bucuria.
de-a trăi, de-a duce frumuseții, darul visului înhăptuit din oricare zi. Pe strune de vânt, de-n glasul ei, inimii prețios a domn de vești și cuvânt, unim pentru om al prieteniei, un cântec nepieritor al tinerilor. Pe strune de vânt, de-n glasul și acum este miercură. Joia trec nu pele în ban și un beac durează.